Gata cu vacanța, începe cursa Cupei României. Cea de-a doua ediție oficială organizată de Federația Română de Fotbal va da startul pe 16 iulie cu meciurile din cadrul primului tur, unde vor lua parte 84 de echipe, adică toate câștigătoarele fazei județene a cupei și reprezentantele Ligii a treia, care au jucat în play-out. Pe lista participanților sunt înscrise 157 de echipe, 18 din Liga 1, 25 din Liga 2, 72 din Liga 3 și cele 42 de câștigătoare ale fazelor județene. Suporterii dâmbovițeni vor putea urmări miercuri 16 iulie de la ora 17 la Moreni, duelul dintre Flacăra Moreni și Urban Titu. Astfel, divizionarea C va da piept cu câștigătoarea fazei județene a întrecerii din Dâmbovița. Duelul se anunță strâns, având în vedere că echipa lui Gabriel Paraschiv și-a câștigat titlul de adversar invincibil, ce are ca obiectiv promovarea în Liga a treia. Iar de partea cealaltă, noul antrenor de la Urban Titu, Adrian Neaga, este dornic să debuteze în fotbalul dâmbovițean cu o victorie. Nu pot să spun în aproximativ ce șanse sunt, este un joc oficial. Nu este niciun capăt de țară dacă vom pierde. Vreau ca după acest meci băieții care au jucat să ne putem uita unii în ochi altora, pentru că este un meci de ambiție. Nu putem să spunem că meciul ăsta e relevant pentru că avem doar 4 antrenamente. Fostul antrenor de la Athletic Bradu a aruncat o privire și pe istoria adversarului și nu se lasă intimidat de avântul divizionarei D. Am luat destule informații cât să pot să îi aduc pe băieți să știe totul despre echipa din Moreni la ora jocului. Știu echipa care au terminat, știu câteva jocuri care au jucat, știu jucătorii, dar doar din informații, nu cunosc niciun jucător, cu tot respectul pentru ei. O să încercăm să le oferim un joc frumos. Cea de-a treia reprezentantă a județului Dâmbovița, FCM Târgoviște, se va deplasa în Argeș, la câștigătoarea Cupei României, echipa din Liga a patra, ASE Valea Ursului. Partida se va disputa pe unul dintre terenurile de copii și juniori în Nicolae Dobrin, de lângă Pitești, miercuri 16 iulie, de la ora 17.